Ceau, Mădălina, în primul rând, felicitări pentru partida foarte bună făcută el, în apărare, în special, spunem noi. Vis-a-vis de meciul cu Slovenia, el a fost un alt fel de meci. Ce ne puteți spune despre acest meci? Da, a fost un meci diferit, dacă meciul cu Slovenia, atacul nostru a funcționat foarte bine. Ieri, cum ați văzut, apărarea a fost foarte bună. Și asta ne bucură, pentru că suntem conștienți că de acum vor veni meciuri din ce în ce mai grele și avem foarte mare nevoie de apărare. Iar dacă în momentul în care apărarea funcționează, după cum ați văzut, și poarta ne poate ajuta mult mai mult. Eu cred că încă din meciul cu Slovenia am demonstrat că nu renunțăm și asta e un lucru îmbucurător pentru noi. Acest spirit, să zicem, da, de luptător, ia câtă cu simbolul lupul dacii pe piept, duce România întotdeauna spre victorie după meciul cu Slovenia în ultimele minute și a urmat și meciul cu Spania, tot în ultimele minute s-a decis acest joc. Arată că avem forță, lucru care lipsește în acest moment sportului românesc. De ce echipa națională de handbal feminină a României este diferită decât de celelalte echipe care nu înțeleg acest spirit al echipei? Nu știu, nu cred că există o explicație la ceea ce ați spus. Eu mă bucur că an de an reușim cât de cât să bucurăm românii, pentru că până la urmă nu doar pentru noi jucăm, și pentru cei care sunt în număr cât mai mare, chiar simțim lucrul ăsta că sunt alături de noi. Și acest dac, cum a spus, chiar îmi doresc să fie norocos cel puțin de anul ăsta, l-am avut și anul trecut. Și anul trecut, vreau să zic, a fost un an bun pentru noi, chiar am scos un rezultat îmbucurător. Și anul ăsta sperăm să fie cel puțin la fel de norocos. 24 de ani este media echipei naționale de handbal feminin, ca și vârstă, față de celelalte două echipe puternice de grupă, Spania și Franța, care au peste 27 de ani. Eu am mai spus-o, cred că asta nu contează foarte mult. Suntem multe debutante, suntem 9 debutante la un campionat mondial, dar asta nu înseamnă că avem un dezavantaj. Poate fi un avantaj pentru că ne dorim, e o foame, ca să spun așa, și plus cele cu experiență chiar ne ajută foarte mult. Iar eu cred că, am spus și mai devreme, nu cred că are o importanță asta vârsta. Echipa națională subliniază simbolul național pe tricou, lupul dacic. Și încet, încet, se pare că prin performanțele pe care le aduce la un sport colectiv, devine cea mai bună selecționată a României în ultimii 5-7 ani. Lucru care ar trebui, să spunem, să vină în avantajul dumneavoastră și partea de construcție politică să susțină construirea unei săli foarte mari la București, în care să putem organiza competiții la viitoarele campionate europene sau mondiale. Vă doriți să aveți o sală mai mare de 7.000 de locuri față de cea de la Cluj? Cred că orice sportiv își dorește să joace acasă și în fața propriilor suporte. Același vis îl avem și noi, chiar ne dorim din tot sufletul să organizăm un astfel de campionat, un astfel de turneu, ca să spun așa, în țara noastră. Politic nu mă pricep să vorbesc despre asta și nici nu e cazul. Dar merită echipa națională o sală în care deja toată lumea acasă vorbește despre handbal în acest moment, nu despre fotbal. Noi considerăm că echipa națională merită un astfel de fotbal. Eu cred că am demonstrat de 23 de ani cu acea echipa națională română, să vedem că la campionatele mondiale și chiar ar fi o idee foarte bună. Cred că ar fi un lucru foarte bun pentru handbal, în special, nu neapărat pentru noi. Spiritul nostru de luptător după aceste două meciuri câștigate la limită a devenit mai puternic? Da, ne dă foarte multă credere și nu ne dorim decât să o ținem tot așa. Acum urmează un meci foarte, foarte greu și chiar ne dorim să abordăm la fel, cel puțin la fel, precum le-am abordat pe restul. Are Mădălina un adversar din grupa B care ar dori personal să joace, nu ca și echipă. Nu cred că e vorba
vorba de asta, nu cred că ne se gândește nimeni la asta. Acum mai avem încă două meciuri, e prea devreme să ne gândim încă la asta. Mai avem două meciuri foarte grele și foarte importante. Iar după aceste două meciuri vă pot răspunde. În primul rând vă mulțumim și vă urăm mult succes mai departe, fie să ajungem până la Hamburg, să ne întâlnim, să povestim și atunci. Doamne, mulțumim, să vreți și noi.